Ucraina acuză Rusia că bombardează ruta convenită cu ONU pentru a împiedica inspectorii internaționali să ajungă la Zaporojie. Misiunea Organismului de Supraveghere Nucleară al ONU de a inspecta centrala ar putea fi în pericol, deoarece Rusia a blocat traseul convenit în prealabil pentru a ajunge la sit, spun oficialii ucraineni. Forțele rusești bombardează traseul prestabilit către centrala Zaporojie, a declarat șeful administrației regionale de stat din regiunea Zaporojie. Oleksandr Staruk a postat o actualizare pe canalul său Telegram, spunând că rușii bombardează traseul prestabilit al misiunii Agenției Internaționale pentru Energie Atomică de la Zaporojie la centrala nucleară, așa că echipa ONU nu poate continua deplasarea din motive de securitate. Orașul Energodar, aflat sub control rusesc, unde este cea mai mare centrală nucleară din Europa, a fost atacat în această dimineață, au anunțat oficialii ucraineni. Primarul Dmitro Orlov a declarat că mai multe obiective civile au fost lovite și a confirmat că există victime în urma atacului. Pe de altă parte, Ministerul Rus al Apărării și un oficial local susținut de Moscova au declarat că forțele ucrainene au încercat să captureze centrala nucleară Zaporojie controlată de ruși. Într-un comunicat, ministerul a precizat că până la 60 de soldați ucraineni au traversat râul Dnipru, care împarte teritoriul deținut de cele două părți. Acesta a calificat operațiunea drept o provocare menită să perturbe o vizită planificată a inspectorilor Agenției Internaționale pentru Energie Atomică la centrala nucleară. De asemenea, ministerul a acuzat Ucraina că a bombardat atât punctul de întâlnire al delegației Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, cât și centrala nucleară Zaporojie. Misiunea Organismului de Supraveghere Nucleară al Națiunilor Unite are ca scop evaluarea riscurilor generate de ostilitățile în curs de desfășurare din zonă. Centrala a fost capturată de forțele rusești în luna martie, iar rămâne în apropierea liniilor de front și a fost supusă unor bombardamente repetate în ultimele săptămâni, ceea ce a ridicat temeri privind un dezastru nuclear. Atât Ucraina, cât și Rusia s-au acuzat reciproc de bombardarea instalației.